Copiii din parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanovca, Arhiepiscopia Chișinăului, Mitropolia Basarabiei, au primit vineri 7 ianuarie 2022 dulciuri și fructe din partea mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. În această zi a fost serbată prima zi de Crăciun pe stil vechi. Acțiunea a făcut parte din seria activităților filantropice pe care mănăstirea Hadâmbu le derulează în perioada sărbătorilor de iarnă, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahare din Dealul Mare. Copiii din parohie, coordonați de preotul paroh Nicolae Tverdostup, au vestit prin colinde nașterea Domnului. Aceștia au primit darurile din partea părintelui stareț Nicodim Gheorghiță.